Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, tot cu o carte în mână, tot cu o carte foarte bună pe care, evident, o validăm și o recomandăm prin intermediul dialogului care se va concentra în jurul ei. Invitatul de astăzi este cel mai distins cercetător în domeniul antropologiei religiei pe care îl cunosc eu. Este un om al studiului, este un om al terenului, pentru că datorită domniei sale avem și cele mai importante cărți scrise după 1990 pe tema pelerinajului, un cercetător al fenomenului monastic, vom vedea ce cuprinde această carte, un om al cercetării profunde, antropologice, a faptului religios din România, dar firește nu numai prin conexiunile bibliografice la zi care însoțesc fiecare carte publicată de domnia sa. Alături de mine este domnul Mirel Bănică, cum spuneam, cercetător în domeniul antropologiei religiei. Bine ați revenit, domnule Mirel Bănică. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur că din nou putem vorbi despre un proiect pe care l-am anunțat anterior. S-a concretizat. Țin în mână chiar cartea despre care vorbeam acum câteva luni. Exact. Titlul acestei cărți este de asemenea unul care spune foarte multe despre conținut, deci e un titlu foarte fericit, foarte bine ales, Între două lumi, monahismul ortodox și modernitatea. Nu puteam concepe un titlu mai bun, vă felicit și pentru alegerea lui. Am în mână așadar acest volum apărut recent. Este un volum pe care ați avut generozitatea să îl dedicați memoriei Iulianei Iconovici, care, din păcate, s-a stins în anul 2020, foarte tânără, un cercetător de asemenea prolific, un om de o rigoare academică absolut extraordinară. Și de o calitate morală și i-ați profesională. I-ați fost apropiat. Ireproșabil. Să începem prin a spune câteva cuvinte despre doamna Iconovici. Am cunoscut-o pe Iuliana natural. Știți cum se întâmplă în viață. Eu cred foarte mult în această vorbă, zicere. Ești prieten cu cei care ești prieten în primele 3-4 minute. Da. Imediat cum am cunoscut-o pe Iuliana, am simțit că vom fi prieteni. Am participat pe vremea aceea, eu tocmai mă întorsesem în România după un lung periplu academic în Occident. Am participat la susținerea tezei sale de doctorat și am fost uimit. Și nu spun pentru că Iuliana nu mai e printre noi, chiar așa este, o spun cu multă durere și emoție. Am fost uimit de profunzimea, seriozitatea, cultura, calmul, siguranța, modestia pe care o avea. A fost unul dintre oamenii cei mai luminoși pe care i-am întâlnit în viață. Pot să adaug și eu același lucru. A stat pe acest scaun acum câțiva ani, unde vă aflați acum dumneavoastră. Și am început lucrul la această carte mai mult sau mai puțin în perioada în care ea a plecat dintre noi. Spre o lume sigur mai bună în cazul în mod, ei. În mod, da? Sigur. Mă bucur foarte și mult așadar. A fost un gând spontan. Știu că i-ar fi plăcut această carte, știu că i-ar fi plăcut această cercetare și a fost un gând spontan pe care și familia l-a acceptat și sunt recunoscător de a-i dedica această carte. Această carte cu titlul Între două lumi, acesta este titlul, subtitlul, evident, Monahismul ortodox și modernitatea, titlul indică deja existența a două lumi și tensiunea dintre ele. Între două lumi. Două lumi. E vorba de lumea reală, concretă, exact, în care ne mișcăm noi, mai ales pe orizontală, și lumea monahismului, o lume pe care ați descris-o inclusiv într-o introducere extraordinar de profundă și evident pertinentă, ați descris-o ca fiind compusă din insule utopice și vreau să vorbim despre termenul utopie când e vorba pentru de monahism. Pentru a nu fi greșit înțeles. Exact. Această tensiune, spuneți că a fost pentru dumneavoastră cel puțin ușor de descris prin aducerea în discuție a acestei relații dintre monahism, care rămâne
foarte bine structurat în continuare, reguli foarte clare, viețuire evident diferită decât cea din lumea din care au venit viețuitorii, este vorba despre monahism. Așadar, în introducere accentuați după aceea trei surse importante care v-au marcat elaborarea tezei pe care o desfășurați apoi în carte și m-aș bucura așadar în primul rând să descriem de ce vorbim despre o tensiune între două lumi. Recunosc că nu mi-a fost ușor să aflu, să găsesc acest titlu. Cei care scriu cărți și mulți dintre, cred că, nu mulți, dar o parte dintre cei care ne privesc au avut această experiență a titlului, știu cât de greu este ca la sfârșit să e ca un copil, să-i găsești un nume care să-l definească. Între două lumi e un titlu care a venit oarecum spontan spre sfârșit, când terminasem deja redactarea cărții, și mi-am dat seama că oamenii aceștia, călugării pentru care am călugării și călugărițele, monahii și monahiile, bineînțeles, dar le vom spune generic în emisiunea noastră călugării, trăiesc uneori suspendați la propriu între două lumi. Să ne gândim la acele locuințe eremitice unde ei sunt chiar suspendați la meteorele la Meteora sau la Athos, unde n-am ajuns, din păcate, care trăiesc suspendați la propriu între două lumi, nu doar trăiesc fizic între două lumi. În același timp, sau situat și fizic mai aproape de cer. Exact, și psihologic și din punct de vedere al credinței lor. În același timp, titlul mărturisesc că a venit atunci când m-am gândit și am făcut o retrospectivă a lumii, a celor care vizitează mănăstirile. La urma urmei, de ce ne ducem la mănăstiri? De ce ne atrage? Ce ne atrage? De ce? Putem să ne ducem la Mamaia, în insula Corfu sau în alte destinații mai exotice. De ce mănăstiri? De ce unii dintre semenii noștri cu care respirăm aceeași aer, luăm același metrou sau ne urcăm în același autobuz, simt această nevoie impetuoasă ca măcar din când în când să meargă într-o mănăstire. Și s-a prins un soi de beculeț pentru că acolo, în mănăstiri, ei sunt în lumea asta și în afara ei. Deci în există timp o fascinație mereu a omului existat, care simte nevoia să intre și într-o mănăstire. De ce? Să vadă o altă lume. Presupun. Să vadă o altă lume, pe de-o parte. E clar că mănăstirile au avut, au și vor avea această idee de alternativă la viața în care noi trăim și puțin și o alternativă care atrage, puneți ghilimele mari sau să pun eu, prin exotismul ei, sunt oameni care au avut curajul să trăiască prin diferit neobișnuitul. Față neobișnuitul ei. Dar este o lume care atunci când, ca și pelerinajele de altfel, atunci când o înțelegi din interior, când îi pătrunzi sensul ei profund și intim, este o lume care odihnește prin însăși natura ei. Și naturalețea ei. Când intri între zidurile unei mănăstiri, cu toate că mănăstirile noi, din ce în ce mai puțin, sunt înconjurate de ziduri și asta e un semn al vremurilor pe care le trăim, deci când intri între zidurile unei mănăstiri, simți că faci această trecere de la o lume la alta, această, exact, această pendulare de la o lume la alta, care este naturală și firească, repet, pentru cei care le trec pragul. Să nu idealizăm. Cum spuneam într-o ce repede trece timpul și ce repede trec ani, într-o precedentă emisiune cu dumneavoastră, să nu idealizăm, așa cum la pelerinaj, cei care stau la rând, să nu-i vedem pe toți ca niște oameni absolut niște sfinți în devenire. Sunt oameni obișnuiți. Nici nu e cazul acestei iluzii. Da. Asta vreau să spun și eu. Să nu idealizăm. Nu toți cei care se duc și vizitează o mănăstire automat sunt topiți în fața lumii monahale. Dar mare parte dintre ei, din fericire, vezi cel puțin în perioada aceasta liminală, de trecere în spațiul liminal interior al mănăstirii, vezi schimbarea totală și radicală. Să ne gândim ce găsim acolo, domnule Bănică. Avem amintiri și eu din copilărie, mergeam adesea, divulg asta, la mănăstirea Frăsinei cu tatăl meu,
ce întâlneai. Vezi altceva. Arhitectura locului e radical diferită de cea a celui din care vii. Miroase altfel. Exact. Gândiți-vă la mirosurile atunci, mirosurile de la bucătăria unei mănăstiri. Cum miroase în trapeza mănăstirii. Sunteți un bun antropolog, domnule Bănescu. Nu chiar, dar învăț de la dumneavoastră citindu-vă cărțile. În plus, auzi altceva. Se vorbește altfel. Oamenii se mișcă diferit prin curtea mănăstirii, nu ca pe calea Victoriei. E firesc să fie așa și în același timp această diferență, cum spun nemții, das ganz andere, deci radicalul diferit, tot ce e diferit în mod radical de lumea ta, te fascinează. Te fascinează într-o primă etapă. Mă bucur că ați... nu e un compliment, ați foarte bine în prezentarea întrebării dumneavoastră, sunt fix constituantele a ceea ce eu am avut în cap atunci când mergeam într-o mănăstire. Deci eram foarte atent să văd arhitectura locului, felul în care lucrurile sunt agregate, ce mai căutam eu, pentru că ăsta e un fir roșu al cărții, trebuie spus și asta, subiectul fiind atât de mare, fiind enorm. Monahism e un subiect enorm. E un subiect care teoretic încarcă biblioteci întregi. Am fost prea curajos. Cum spuneți aici, a scăzut în capcana marilor teme. În capcana marilor teme. Ceea ce am mai căutat eu, pentru că ăsta a fost firul roșu, cel care a unit toate mănăstirile pe care le-am vizitat și au fost nu puține la număr, au fost 45, poate chiar mai bine, am căutat să văd în primul și în primul rând, pentru că astea erau evidente și ușor de identificat, am căutat să văd pangarele sau magazinele care vindeau produse fabricate în mănăstire. Faimoasa economie monastică, care atrage foarte mult astăzi. O să discutăm poate și am explicat, cred, de ce atrage, care e foarte dezvoltată și în Occident și care de câțiva ani, miraculos de-a dreptul, a ajuns și în mănăstirile românești la un grad de rafinament pe care nimeni nu l-ar fi bănuit în urmă cu ceva vreme. Eu sunt pentru acest aspect și dezvoltare economică, dintr-un motiv simplu, unul e teologic, dar eu nu sunt teolog și nu intru într-un domeniu care nu-mi aparține. Dar să nu uităm că și patericul se deschide cu Sfântul Antonie, care împletea funii, nu-i așa? Și doi, pentru că mănăstirile au rămas datorită mersului lumii noastre, au rămas printre ultimele conservatoare, așa cum există bănci de semințe, știți, în tundră. Păstrând soiurile vechi. Așa au rămas mănăstirile, nu știu cât pentru câtă vreme, de altfel, îmi doresc să fie cât mai mult să fie perpetuată această tradiție, au rămas conservatoare de meserii, de gusturi, de obiceiuri, o bucătărie. Dumneavoastră înși vă aveți la Trinitas o emisiune despre savoarea... O emisiune foarte bună. Foarte bună despre savoarea... Realizată de colega noastră Alice Costin. Exact, pe care o invidiez pentru că ea a putut intra în unele locuri în care și eu aș fi vrut să pătrund în intimitatea vieții monastice, bucătării sau lucruri de genul ăsta. Cu alte cuvinte, a fost un proiect ambițios, economia monastică a fost firul care m-a purtat în mănăstiri, dar pe lângă magazine și pangare, am automat a trebuit să văd și să interpretez la rândul meu, să interpretez anumite aspecte ale vieții și dezvoltării monastice din acest moment precis, anul Domnului 2000. Sau anii Domnului 2020-2024, pentru că, mă trebuie să spun și asta, am început plin de având și entuziasm acest proiect în 2020, a venit COVID-ul și 2 ani de zile n-am putut să fac terenul. A fost an de studiu pentru dumneavoastră, ați trecut printr-o bibliografie imensă, în introducere a selectat 3 cărți importante care v-au... creionat cumva direcția generală de studiu. Revenind, știu că tema de adâncime a cărții este cea a radiografierii unui mod de a fi, unui mod de a munci,
analizarea unei alternative, cum spuneți la un moment dat, la modelul economic cu care noi ne-am obișnuit în această lume. În zilele noastre. Model atenție. Care conține enorme falsificări ale alimentelor, a aproape exact. Tot ce ne înconjoară. Punând în oglindă, spuneți dumneavoastră, un model opus celui industrial, nesățios, un model bazat pe roadele credinței care se răsfrâng în economie, în economia aceasta monastică. În felul de a fi, în relațiile exact. Dintre oameni, este o temă veche pe care o voi dezvolta. Așadar, de altfel, mănăstirea da. Nu ca loc în care mulți își imaginează că oamenii stau în genunchi, se roagă și participă la slujbe. Nu. Vechiul principiu ora et labora e cât se poate de actual, accentul căzând și pe muncă, evident, ca și pe rugăciune. Așadar, v-a interesat să aduceți la lumină modul în care aceste comunități monastice sunt ca niște lumi în sine în care se muncește, se vorbește cumpătat, asta e o mare notă comună, cumpătarea, în mod ideal cel puțin, și care scoate la lumină roade extraordinare. Să trecem în revistă cele două cărți, măcar, sau trei importante da. Care v-au marcat pentru a le recomanda spre lectură da. Și celor care ne ascultă. Am căutat să surprind în această carte, pentru a termina și sigur. A completa puțin ideea dumneavoastră, ca și în celelalte cărți pe care le-am scris până acum, firescul existenței acestor oameni. Da. Și asta m-a impresionat și asta m-a iubit cel mai mult, pentru că asta este, de fapt, meseria și plăcerea antropologiei, a traduce, a construi lumi, a face ca oamenii să-și dialogueze atunci când ei nu se cunosc în mod neapărat. Sunt mai multe cărți care le-am folosit pentru a începe de undeva, pentru că, repet, domeniul e foarte mare. Prima dintre ele a fost a doamnei Daniele Hervieu-Léger, care mi-a fost profesoară, am avut această șansă, e una din marile voci ale sociologiei religiilor din Europa. Și avem uneori, unii dintre noi, nu toți, avem șansa de a ne întâlni la momentul și la locul potrivit cu aceste personalități da. Care ne formează. Eu am cunoscut-o la Paris în urmă cu 15 ani deja, i-am urmat cursurile. Iar ea a scris, este Cântecul ei de lebădă, e o carte care numită Timpul călugărilor, Le temps des moines. Mi-a plăcut titlul enorm, Timpul călugărilor, ce mi-a plăcut acest titlu, dar n-am îndrăznit să-l folosesc, mi-ar fi plăcut. E un timp al călugărilor, pentru că modernitatea și vremurile pe care da. Cei care ne privesc, ascultați-mă, va fi un timp al călugărilor și mai intens în viitor decât cel în care trăim. Pe măsură ce creștinătatea se comprimă. Pe măsură ce dificultățile lumii noastre se vor mări, răspunsul va fi și la ei, și în curtea internă, în curtea din mănăstirilor și în viața monahală. Deci acest timp al călugărilor în care doamna Daniele Hervieu-Léger analizează două teme care au fost dragi de care s-a ocupat toată viața, și anume felul în care timpul sacru se diminuează, se combină, care ar fi termenul bun? Se comprimă. Se comprimă, da, și felul în care secularizarea mușcă din timpul sacru. Vă dau un exemplu pe care îl știți la îndemâna tuturor, pentru că secularizarea m-a preocupat și mă preocupă și pe mine ca fenomen. Uitați-vă, mâncăm cozonaci și colivă și aproape nu mai și-au pierdut lumea modernă. A intrat în alimentul ritual, l-a banalizat. Da, cozonaci da, poți da. Mânca, înainte cozonac de era... De două ori pe an. Da, de două ori pe an, era hrană rituală, prin definiție. La Paști și la Crăciun. Exact. Sau coliva, care se numește acum prăjitură vegetală de post. Ca să nu mai spunem că a apărut înghețată cu gust de colivă. Da, astea sunt, da. dincolo de zâmbete, dincolo de zâmbete subțiri sau de considerente economice, astea sunt, de fapt, semne de secularizare. Exact ce încerca să spună doamna Daniele Hervieu-Léger. Dar și semne ale calității acestor lucruri. Sunt foarte bune. Da, pentru că suntem foarte atrași de ele. Sigur. De ce suntem atrași de ele? La urma urmei.
la urma urmei. De ce să nu mâncăm cozonac dacă nu avem pâine? Suntem la Trinitas, e un loc special. Dacă eu n-am să... Acum îmi apăr, am spus-o de mai multe ori, și îmi apăr obiectul de studii, îmi apăr pelerinii, eu însumi sigur, fiind pelerin. Dacă pelerinajele sunt atât de rele și dacă ele reprezintă o Românie de care, cu care nu vrem să nu avem de a face, o Românie înapoiată, da, ușor anti-europeană, ca să nu spun altfel, atunci, de ce toate televiziunile sunt atrase de pelerinaje și se duc toți în zilele de marilor pelerinaje, se duc e acolo? E un magnet pentru ele. Mă opresc aici ca Scheherezada. Da. Așa, revenind, a doua carte care m-a influențat foarte mult e cartea unei alte doamne sociolog, Isabel Jonvieux, care a fost la rândul ei doctoranda doamnei Hervieux Léger și care a scris o carte țintită, focusată pe economia monastică din Occident. Dar când spun economie monastică din Occident, ei vin de departe, au o tradiție, celebrele beri monahale, da, brânzeturi, dulciuri, chiar și am văzut asta, l-am vizitat târziu, după ce terminasem cartea, n-am mai apucat să scriu despre el, am fost la Paris și am văzut un extraordinar magazin care reunește un integrator de produse monastice și am văzut acolo inclusiv stofe și haine făcute manual după tehnologii uitate, care au devenit foarte apreciate. Da, foarte apreciate. Prețioase. Da, n-aș vrea ca emisiunea noastră să se transforme într-un inspirator de produse monastice, dar de ce n-ar fi așa? De ce nu? Dar acum câțiva ani, la pelerinaj, la Nicula eram. La Nicula, și era o femeie, o doamnă, care vindea niște extraordinare, dar adevărate cămăși țărănești. Și am spus, ce frumoasă, extraordinară, chiar asta este. Am simțit că... Ați luat una. N-am luat una, că sunt prea mare și nu mai mă încăpea nimic, din păcate, trebuie să slăbesc. Și mi-a zis, da, așa este. Dar am o mare problemă. Nu mai fabrică nimeni pânza aceea de... Da. E un nume special, cămeșoaie sau cămașe. Da. Era o pânză grea din aceea de in bătut la vâltoare, iar ea avea niște suluri vechi moștenite de la mama și de la bunica ei. Deci, revenind, doamna Isabel Jonvieux a lucrat pe toate acestea și a făcut un inventar al interesant este titlul acestei cărți. Da. Mănăstirea pusă la muncă, spuneți dumneavoastră. E foarte greu. E greu. De monaster o travai. E greu de tradus. Deci, mănăstirea care lucrează, la lucru, da. Și a încercat în această carte să arate cum, făcând eforturi aproape supraomenești, să nu uităm că în Franța sau în Elveția e lege clară a separării bisericii de stat, cum oamenii ăștia fac din mănăstiri, călugării, fac niște eforturi supraomenești pentru a supraviețui, întreținându-se astfel în modernitate și pentru a duce mai departe la flacăra monastică, care e aceeași ca acum 1600 de ani, dacă nu mai asta bine. Și asta fascinează. Da. Acești oameni, monahii, sunt oameni care luptă să supraviețuiască stilul lor de viață. Și reușesc întotdeauna. Pentru că nu sunt singuri. Și cum spuneam, în viitor vor reuși și mai bine. Da. Iar a treia carte, care are o semnificație și... Și mult mai bine cunoscută în spațiul românesc. Da, mult mai bine cunoscută, care are și o semnificație memorială, emoțională pentru mine. Vrednicul de pomenire, Mitropolit Antonie, Tradiție și libertate. Da. Titlul mai bun decât ăsta, că tot ne-am pornit, nu există. E o carte pe care am avut-o cu mine mult timp în Occident, pe care o citeam în momente mai, nu de cumpănă, momente dificile, pentru că oricine care are experiența Occidentului știe că, din punct de vedere spiritual, trebuie întotdeauna să îți pui întrebări și asupra propriei credințe și credința celor din jurul tău. Ți se face dor de niște adâncini exact. Pe care le-ai lăsat acasă. În fond, această carte e compusă din conferințe susținute de vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie în Occident. Da, păi tocmai, e o carte de interfață, e o carte protoantropologică, de antropologie creștină și... Da, e o carte de antropologie creștină, 100%.
Și o carte care mie de fie am apreciat la... Nu l-am cunoscut, mi-aș fi plăcut, dar nu l-am cunoscut. Am apreciat faptul că scrie extraordinar de bine. Era un om care, foarte cultivat, un foarte erudit, cultivat și se citește foarte ușor și îți răspunde unor întrebări profunde, foarte mângâietor, fără să-ți forțeze mâna și gândirea, ca să mă exprim asta. El ia ca exemplu monahismul pentru a ilustra mentalitatea ortodoxă. Exact, pentru că asta atrage... Mă rog, monahismul care dăcină, pe care așa bine o știm din istorie. Și cred că mai are un celebru pasaj acolo, dacă memoria mea este bună, legat de isihasm, cu occidentalii care cunosc ortodoxia, sunt atrași de ea, o parte dintre ei, sunt fascinați de ea și au impresia că pot practica rugăciunea inimii, pam, așa, în doi timp și trei mișcări, Sunt trei cărți care m-au impresionat și m-au ajutat foarte mult pentru a-mi da drumul, pentru a respira eu însumi după aceea în acest domeniu. Mănăstirile ca insule utopice. Să lămurim acest lucru. Cuvântul utopie, știm bine, vine dintr-un cuvânt grecesc care s-ar traduce prin fără loc real în existență. În sensul acesta de cetate utopică, de cetate care nu are rădăcini în realitate. Există un utopism monastic? Ce înseamnă asta? Mă bucur că ați atacat o temă curajoasă emisiunii noastre și esențială. Știți, mie, și nu e doar o rețeta mea, în timpul în care lucrez la o carte, îmi place să anunț această carte și în același timp să testez, așa cum luăm uleiul din motor. Știți, ne uităm, mai e ulei, îl punem la loc, ștergem și mergem liniștiți mai departe. Îmi place să testez subiectele prin conferințe publice și pe care le dau. Și țin minte că acum un an sau doi de zile încă lucram la carte și am vorbit despre carte și despre utopia monastică într-un mediu în care erau prezenți mulți teologi preoți. Și am simțit această, cum să spun, reținere. Nu neapărat reținere, respingere chiar din partea lor. Pentru legată că mulți echivalează utopia cu ceva... Pentru că am trecut printr-o utopie. De neatins, ceva care nu există. Da. Nu e vorba despre asta. Nu e vorba despre asta și o să detaliez. Noi am trăit timp de jumătate de secol, 50 de ani, am trăit un experiment utopic, de nerealizat, care a fost comunismul, da? Ăsta e un experiment utopic. Ideologia ca utopie. Exact. Utopia are presă proastă, dar, și acum urmează un mare dar, lucrările despre care v-am vorbit înainte, ale celor două doamne sociolog, au la bază un articol scris de un mare creier al sociologiei religiilor, Jean Segui, care spune acest lucru. E unul din acele articole care apar periodic și care fondează, ori dărâmă o disciplină, ori o fondează sau îi dă un suflu nou, știți? Cum a avut, de exemplu, rapid, Pierre Nora a introdus ideea de loc memorial, lieu de memoire. Ce este locul de memorie? Este un loc în care întâlnești și memorie și istorie. Oamenii sunt acolo pentru a dezbate. Un loc memorial al Bucureștiului este Piața Universității. E și un loc istoric, dar îi atrage pe oameni... Sau memorialul de la Sighet. Sau memorialul de la Sighet. Sunt nenumărate locuri. Ei, deci, el a introdus într-un articol un concept tare. Jean Segui introduce într-un articol, dacă memoria mea e bună, 74, în fine... 71 în zonă, da? Introduce ideea că monahismul este singura utopie realizată. Deci au fost nenumărate utopii în istoria omenirii și vor mai fi. Da. Dar monahismul este singura utopie, adică oameni care au vrut să trăiască altfel, care s-au bătut pentru visul lor de a trăi altfel, oameni care au fost în răspăr cu lumea, pentru că orice idee de utopie e puțin în răspăr cu lumea, orice utopie își construiește o insulă, nu întâmplător mănăstirile sunt înconjurate de ziduri,
sunt în mijlocul pădurii, în locuri exact. Retrase. Sau Cernica, până acum, când Cernica s-a înființat, era înconjurată de... Era înconjurată de... Înconjurată, ca o insulă, da. Realmente. Iar cuviosul Gheorghe, care nu ne este foarte da. Drag, s-a dus... Îmi plac aceste jumătate adevăr, jumătate legende și a spus balaurului, nu așa, care păzea această insulă utopică, du-te că am venit noi. Să știți minte? Că acest balaur mitic persistă în mintea unor pelerini. Îmi exact, amintesc că prin exact, la Cernica exact, a descins da. un autocar cu pelerini, nu știu de unde veneau, și care m-au întrebat dacă acela e lacul în care... locuiește acel balaur. Dumneavoastră trebuia da. Să le spuneți, domnule Bănescu, da. De ce? Pentru că n-am oamenii... O să mă duc eu data viitoare și spun, domnule, acolo este. De ce? Acela este. Sigur, acela locul. Este. De ce? Da. Pentru că mănăstirile au această aură și au avut mereu această aură atrăgătoare de societate altfel, de locuri altfel, de locuri în de care... De loc tainic. Tainic, în care... Acum a fost o glumă, evident, da. Legată ce am spus mai înainte. Dar oamenii au nevoie de a fi uimiți, au nevoie să simtă că să simtă dacă trec într-o altă lume. Asta este clar. Însăși că trăiesc altfel. Revenind la utopia atinsă, realizată, da. Să ne gândim că oamenii care reușesc să atingă ștacheta despre care pe care o pune Hristos în da. Predica de pe munte, nu neapărat să atingă idealul acela înalt da. Al desăvârșirii egale cu a Tatălui, fiți desăvârșiți precum Tatăl. Dar sunt oameni care, cei din pustiul egiptean, secolele 3, 4, 2, 3, 4, au atins culmi de neconceput pentru omul de astăzi. Adică acea utopie pozitivă în conținut, în sensul de înălțime, a fost atinsă. Da, de acei oameni care nu întâmplător erau numiți îngeri în trup, ceea ce spune enorm. Da, îmi pare rău că ideea aceasta eu o simțeam, dar a sintetizat-o un prieten, foarte bun prieten, pe care nu l-am citat aici. Mi-a spus, într-o mănăstire românească, dar nu cred că doar românească, ortodoxă, într-o mănăstire, cine vrea cu adevărat să-ți găsească liniștea și mântuirea și o găsește în continuare. Tocmai datorită acestei dimensiuni, repet, a unei ștachete spirituale înalte pe care o impune utopia. Dar utopia, și Jean Segui vorbește în acest articol fondator, sau întreținerea ei la flam, flacăra care duce monahismul mai departe, se vede, de exemplu, și în relațiile care există de autoritate, care există în interiorul unei mănăstiri. Celebra stăreție, starețul. Starețul este o instituție care nu datează de azi de ieri. Pregătind această... Starețul este o instituție și un fel de a funcționa care este foarte eficient. Și care are legătură cu votul ascultării. Exact. Culmea este că e o instituție care funcționează foarte bine de sute sau de mii de ani, această ascultare pe care noi nu putem explica într-o unei lumi care nu mai ascultă de nimic. Să-l deja. Comparăm pe un stareț cu un primar. Starețul e ascultat într-un mod care angajează organic. Ființa monahilor, organic. Pe când un primar cel mult e votat, dar nu asculți orbește. De el. Da. Orbește în sensul de a renunța tu la voința ta, care uneori trebuie să fie nevoință. Și asta explică, cum spuneam, am fost blocat 2 ani de zile de către COVID în cercetările da. Mele. Am găsit un număr dintr-o reputată revistă de management, una dintre cele mai mari reviste de management din lume, care era dedicat managementului monahal. Cum se face că mănăstirile au reușit și reușesc atât de bine din punct de vedere economic, pentru că au această raționalizare a timpului, a efortului, a economiilor, totul bazat pe ascultare. Mănăstirile nu sunt antieconomice, nu sunt împotriva lumii astea. Din contră, au adoptat și adoptă în continuare cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, dacă sunt în folosul lor. Cel mult sunt antiecumenice. Dar aceasta e o altă discuție, unele dintre asta ele. Asta este o altă discuție da. Pe care o n-am abordat-o în această carte, dar cine știe, poate dar apropo de ce spuneți de raționalizarea unor lucruri
și noi păstrăm în memoria comună, în memoria publică, raționalizarea din vremea totalitarismului comunist la alimente. Raționalizare vine de la rațiune. Un om care raționalizează e un om care, într-adevăr, practică un tip de economia și își folosește inteligent resursele pe care le are pentru viața lui. Așadar, cumpătare, bună cuvință, ați menționat lucrul acesta, discernământ, toate concură la un tip de productivitate și spirituală și materială. Asta este iarăși o notă și este, a mănăstirilor. E un capitol pe care am dezvoltat acest lucru, măcar la nivelul de cultură generală, ar trebui să spunem, pentru cei care ne urmăresc. Câți dintre noi știu că ceasul deșteptător, în forma pe care o cunoaștem astăzi, a fost inventat într-o mănăstire? De ce? Pentru că călugării trebuiau, și trebuie în continuare, să se trezească noaptea la ore fixe să se deștepte, să se roage. Iar cocoșii, afurisiții de cocoși, mai dau și rateuri, nu cântau întotdeauna. Da. Iar călugării evului mediu, ei au fost cei care au inventat ceasul deșteptător. Călugării, benedictinii, cred, sunt cei care au inventat creșterea intensivă a animalelor. Ei au inventat grajdul. Ideea de graj nu exista. Ei sunt cei care au inventat ideea de graj. De ce? Pentru performanță, pentru a raționaliza, cum spuneam, acest efort. Iar istoria omenirii este, fără a mai vorbi de faptul că a existat, dar numai în zilele noastre uităm acest lucru, a existat o Europa a mănăstirilor, o comunicare extraordinară a mănăstirilor pe care eu am surprins-o. Centre culturale și o viață tainică de comunicare pe care eu am surprins-o, recunosc, superficial. Eu am aflat cât de mult mănăstirile, de exemplu, din zona Neamțului au fost afectate de conflictul care e la granița noastră, pentru că aveau mica lor economie monastică, aduceau din Ucraina, din Rusia, aduceau tot soi de tămâie, clopote, ceaiuri. Da. Ei, războiul i-a perturbat foarte tare. Ce am vrut să spun prin asta? Întotdeauna mănăstirile au comunicat și cu lumea noastră, lumea laică, dar au comunicat într-un mod tainic și misterios și între ele. Ele au făcut și iarăși cred că vor face Europa și în viitor. O altă idee importantă, mănăstirea ca societate situată în afara lumii, în sensul acesta de utopie. Da, în afara lumii. Da. Accentul fiind pus pe asceză, adică pe această luptă permanentă pe care călugărul o are cu, în primul rând, cu voința sa care, repet, devine nevoință prin ascultare. Și ce e interesant este că apare această modificare fascinantă pentru omul care nu este în mănăstire. E vorba de o altă hrană. Da. Oamenii mănâncă altfel într-o mănăstire. Exercițiul frugalității, care este extraordinar. Superbă expresie. Da. Exercițiul frugalității, care are legătură firește cu asceza. Apropo de asceză, ea în esență este moderație. Nu este extremism, cum își imaginează unii. Stil de viață. Sexualitatea lor este evident reprimată prin votul castității, îmbrăcămintea, și ei reușesc, monahii, viețuind în această lume, din afara lumii, să facă trecerea la un alt stil, la un alt mod de viață, cât mai bine sau cât mai conform cu îndemnurile hristice. De aceea nu, cine spune, ați menționat în carte, creștinul cel mai aproape de idealul creștin este monahul. Este monahul, da. Dar pentru că ați menționat și dumneavoastră aceste aspecte fine, de calibrare fină a lumii monastice, într-o mănăstire, repet, nu-mi fac mea culpa, eu cred că această carte trebuia să mai lucrez încă mult la ea, foarte mult Din la câte ea. Știu, aveți de gând să continuați pentru altă perspectivă. Dar în mănăstirile noastre, chiar dacă suntem în afara lumii, vedem toate schimbările dramatice din lumea noastră, nu a lor. Sigur. Să vă dau un exemplu care poate părea banal. Sunt straile cernite de renunțare, e o simbolistică a veșmântului monahal. Nimic nu e întâmplător. S-au scris cărți despre asta și se vor mai scrie.
din cauza schimbărilor climatice evidente, clare. Imaginați-vă cum e să lucrezi, cum e să lucrezi la 40 de grade într-un veșmânt negru cernit. Și sunt obligat să o facă, pentru că nu-ți poți lepăda haina monahală, nu-i așa? N-ai cum să faci. Asta adaugă o dificultate fizică, antropologică, e corpul care te apasă, dar și una spirituală, pentru că călugării... Absolut. Noi oamenii, noi nu înțelegem asta din lume, dar ei adaugă și văd acest lucru, ca pe o probă fizică, dar și spirituală. Ascetică. O încercare, o nevoință, da. Am văzut călugări care chiar lucrau în, nu mai știu, o mănăstire pe lângă Cluj, călugăriți erau, era foarte cald și cu toate astea Absolut. Lucrau în... Gândiți-vă la marile mănăstiri. N-aveau de ales, da. Agapia, da. Cu sute de monahii, da. Care, dacă treci da. Pe lângă, pe drumul spre mănăstire, le vezi lucrând ca niște furnicuțe da. Negre pe terenurile din da. Jurul mănăstirii. Deci asta e, în mănăstire se vede încă o dată și transpar foarte bine, transpar o parte din problemele și din disfuncționalitățile lumii noastre. Noi le-am dus, nu invers, știți? Da. Iar ei se chinuie să se adapteze și să răspundă la ele, ba mai mult, dacă e să iarăși revin la subiectul care mi-a fost drag, ba mai mult să ne arate puterea gustului de altă dată, felul în care lucrurile erau făcute așa cum trebuie, mă refer la aceste produse pe care încă nu am găsit un nume, bio, eco, organic, nu-mi place cum sună. Vreau să vă întreb, pentru da. Că reiese din demersul dumneavoastră științific, concretizat în această carte, că în mănăstirile de astăzi domină pecetea autenticității, inclusiv în registrul alimentelor, alimentației și așa mai departe. Pot aceste mănăstiri prin care ați trecut, prin toate zonele țării, să se chivernisească până la autonomie deplină? Nu cred că mai e cazul. E o întrebare centrală, grea și esențială. Eu n-am intrat atât de puternic în intimitatea mănăstirilor, da. pentru a răspunde la această întrebare. Dar vedeți cum o temă de genul ăsta ne aruncă de la micro, de la corpul călugărului care atrage căldura pentru că e îmbrăcat în negru și e din ce în ce mai greu, până la teme mari care țin de data asta de sociologia religiilor, de faimoasa sinfonie bizantină a relațiilor dintre biserică și stat. Este clar că în România viitorilor ani, această sinfonie bizantină, pe care nu o voi defini acum, dar cred că cei care ne privesc o simt, știu despre ce este vorba. Și care nu a rămas neschimbată. N-a rămas, pentru că se adaptează tot timpul. Mănăstirile sunt supuse la rândul lor unor presiuni care țin de economia locului. Unele dintre ele sunt în zone foarte sinistrate. Unele sunt plasate bine, strategic, au un flux turistic constant. Da. Se Cazul vor descurca. Cazul mănăstirii Cozia, de exemplu. Nu dau exemple. Sunt atât de da. Multe. Sunt da. Atât de multe. Ele vor supraviețui natural, vor găsi resursele să supraviețuiască, dar sunt mănăstiri care sunt, care mie mi-au fost cele mai dragi de altfel, care sunt în afara oricărui circuit turistic, ele se vor lupta să supraviețuiască, pentru că nu știu câți bani vor mai primi în viitor din ofrande, din danii, oameni de afaceri și care le ajută. E vorba de o supraviețuire fizică. Fizică. Trebuie să lucrezi pământul ca să trăiești. Și doi, am scris asta și în introducerea și în concluzia cărții mele, o spun cu mare tristețe, țara noastră numită România se află într-o criză demografică profundă. Iarna demografică. Dacă nu se întâmplă un miracol ca o parte din cei care au plecat în străinătate să se întoarcă, dar poate se vor întoarce cei de vârsta mea sau mai bătrân decât mine să-și valorifice pensiile mai mari în România, dacă nu se întâmplă un miracol, România va fi pradă unei crize demografice profunde care mușcă deja din... Absolut. Probabil ați vorbit și dumneavoastră cu stareți, cu da, starețe, da, da, exact. Ceea ce fac și eu când da. Ajung în mănăstiri, mai ales în cele din Vâlcea. Da.
aproape toți spun că numărul celor care rămân în mănăstire devenit mai vin, dar nu rămân. Și de rămas, este dar în creștere. Și de recrutare, e pur și simplu de recrutare de personal, încă o dată. E un efect al secularizării, fără îndoială, și acest. Da, pentru că e un efect al secularizării, asta e un alt turnan, o altă pantă, care am, un alt aspect pe care am putea discuta. Mănăstirea și-a păstrat în continuare puterea de atracție, pentru că vor fi... E un anumit tip de mănăstire. Sunt oameni care au nevoie de ea, așa cum peștele are nevoie de apă sau albina de flori. E un tip. Cei de... cu vocație. Cu vocație, vocație monastică. Dar când bazinul tău de... Sigur. E un termen de resurse umane. Când bazinul tău de recrutare se restrânge din ce în ce mai mult, este clar că scade și... Scade fizic numărul de deci, deși de mănăstirile sunt situate metaforic, dar nu doar în afara lumii, lumea antrenează inclusiv viața mănăstirilor. N-are cum să fie altfel. Da. Și fiind din ce în ce mai puțin călugări și vârsta lor fiind înaintată, am avut dialoguri de teren, asta e meseria, nu poți să faci antropologie din fotoliu, ar fi frumos, dar nu se face. Nu se poate. Nu poți face... repet, antropologie, sau nu poți studia fenomenul din exterior, și am avut niște dialoguri foarte la firul ierbii, foarte sincere cu călugări și călugărițe, care mi-au spus, eu întrebam, dar uite, de ce nu mai faceți? Am auzit că la mănăstirea asta făceați niște dulceață de cireș amare altădată. Și îmi spuneau, păi făceam, dar avem o vârstă, nu ne mai putem la propriu, după o anumită vârstă nu te mai apuci să te urci în copaș, să cule, exact. Nu mai poți. Rețetele există, tradiția persistă, ce dar vreau, nu e suficient. Da, sunt exemple simple, banale, dar asta arată că și mănăstirile sunt afectate de lumea noastră, de felul în care ei evoluează. Nu trăiau ele doar din astea, dar poate că ar fi avut un venit, nu? Făcând lucruri. Acel venit, pentru că de aici am pornit, contribuia la autonomia mănăstirii. Mănăstirile erau independente sau mai puțin independente față de danii, față de ajutoare, față de puterea politică locală, etc. Da. Lucrurile astea se restrâng. Știu. Deci nu e vorba... nu pot să dau, termin cu asta, nu pot da un răspuns definitiv. Înțeleg. Nu știu ce va rezerva viitorul. Am cunoscut, nu-i dau numele acum, am cunoscut un om de afaceri foarte discret din zona în care sunt eu, a Bărăganului Brăilean, care nu a spus niciodată, dar știu că ajuta constant și cu o discreție extraordinară o mănăstire, repet, nu știu unde ea se găsea. Acești oameni nu sunt puțini, foarte multe mănăstiri și-au atras simpatia tocmai prin sobrietatea, prin rigoarea, prin munca lor evidentă, a multor oameni care înțeleg să ajute mergerea mai departe a unor oameni și a unui mod de viață care ne îmbogățește pe noi cei care ajungem doar în vizită acolo. Da, ascultându-vă, vedeți, ne vedem prea rar. Da. Ascultându-vă, vedeți, genul ăsta de ajutor discret în imensa majoritatea cazurilor și firesc, unii dintre ei au ascultare, nu vorbesc despre asta. Da, da. Încă o dată, să nu idealizăm, dar o fac. Dar genul ăsta de ajutorare și al mănăstirilor, dar și al aproapelor și a centre sociale sau ce mai are biserica, vine oarecum în răspăr, nu în contradicție, cu logica responsabilității sociale, care se piarizează, faci proiecte din ea, comunici la maxim. Deci, ăsta este miracolul mănăstirii care persistă în zilele noastre, repede, de mii de ani. Pe de o parte, lumea care strâmbițează binele, lumea contemporană în care trăim cu toții, care strâmbițează binele și trebuie să-l arate, pentru că altfel nu mai obține resurse, și acest ajutor discret, tainic, pe care îl mai putem întâlni în insule utopice, cum sunt mănăstirile. Stimate domnule Bănică, titlul Între două lumi cred că a fost clarificat prin tot ce a spus până acum. Monahismul ortodox și modernitatea, de asemenea, nu conține în el acest subtitlu doar o tensiune, ea există. Tensiunea escatologică, firește că se opune presiunii pe care lumea noastră secularizată o exercită asupra mănăstirii în sine. Dar n-aș desprinde de aici faptul că monahismul e în conflict permanent cu modernitatea.
Cum spuneți, nu e cazul, pentru că acest monahism, care conține și înțelepciune și discernământ, reușește să fructifice ceea ce e bun în modernitate. Cunoaștem amândoi atâția stareți luminați, atâția oameni care nu stau cu spatele la modernitate, la achizițiile modernității și foarte bine, foarte bine fac. Așadar, din păcate, nu mai avem timp să intrăm într-o nouă fază a discuției pe care mi-aș fi dorit-o. Nu, nu e conflict. Da? Eu le văd mai degrabă ca un pansament la modernitate suferințele, în primul rând. Să nu ne ascundem asta, la suferințele psihice teribile pe care le produce modernitatea în care trăim. Și apoi oamenii vin să se odihnească spiritual și psihologic într-o mănăstire. Să ne gândim la etimologia cuvântului modernitate, de la modus, care înseamnă acum. Deci suntem moderni în calitatea noastră de creștini în orice epocă trăim. Sau faimoasa secularizare care spune a fi în pas cu lumea, a fi în pas cu modernitatea lumii. Lucrurile se leagă foarte clar. A fi adecvat timpului tău, realității, dar ceea cu un ce preț. Fac și monahii. Cu un preț. Dar trăind însă diferit. Închei prin a spune că chiar dumneavoastră a spus că și această nouă carte este ca o sticlă aruncată în oceanul fără de sfârșit al bibliotecilor, sticlă în care ați încercat să închideți o parte din viața religioasă din România, ilustrată de mănăstirile sale. N-am avut timp să parcurgem cuprinsul, dar vreau să spun celor care ne urmăresc că e vorba de mănăstiri din preajma Bucureștilor, din zona Neamțului, din orașul Iași și împrejurimi, din Oltenia de sub munte, e vorba de Vâlcea și Argeș, din Ardeal și, firește, din Moldova, cea atât de iubită de pelerinii din sudul țării și nu numai. E vorba așadar de un... Și Dobrogea. Și Dobrogea, da. Exact. Și ca exemplu ați luat mănăstirea Dervent. Vă mulțumesc, vă felicit pentru apariția acestei cărți foarte utile, nu doar teologilor care trebuie și deci au datoria să înțeleagă bine mentalitatea și structura vieții monahale, ci și a oamenilor obișnuiți care rămân fascinați de mănăstiri. Cartea dumneavoastră e ca un ghid pe care, dacă îl parcurgi, ți se deschid ochii mai bine atunci când ajungi într-o mănăstire. Sunteți prea drăguți cu mine. Cartea asta a fost o bucurie să o scriu și este o mică ofrandă pentru cei care au ales să trăiască altfel. Da, e foarte important să pescuim această sticlă în care ați închis, așa cum spuneți, lucruri. Să sperăm că mai găsim ceva în ea. Foarte important. Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc mult spor în continuarea demersului despre care mi-ați vorbit. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn firește să căutați mănăstirile din România. Le veți căuta, le veți găsi. Veți descoperi intrând în ele ceea ce domnul Mirel Bănică a descris atât de bine în cartea domniei sale. Un alt mod de viață, un mod de viață nu anacronic, ci unul conservator firesc care ajută să supraviețuiască lucruri care ne fac atât de bine, toate purtând marca autenticității, întrucât creștinismul te face realist și autentic. Monahii reușesc lucrul acesta. Vă mulțumesc!